Pe scurt, Eminescu, astfel și-au intitulat momentul de muzică și poezie eminesciană angajații Direcției pentru Protecția Copilului Olt și copiii aflați în grija acestei instituții, găzduit de către Centrul Cultural Eugen Ionescu, în colaborare cu mai multe instituții de cultură. Mai mult ca oricine, copiii noștri au nevoie de identitate, de rădăcini. Eminescu face parte din sufletul nostru. Îmbrăcate în costume de secol XIX, într-un decor sugestiv și bine executat, personajele eminesciene i-au impresionat pe micuții invitați care și-au amintit câte ceva din opera poetului. Ce te-a impresionat pe tine la Eminescu? Faptul în care a scris poeziile și în, că a transmis atâtea mesaje. Spune-mi câteva versuri. Fiind băiet pădur cu trei ram și mă culcam ades sub izvor, iar brațul drept sub cape mi puneam să aud cum apa sună încetişor. Ce știi tu despre Eminescu? Că a scris multe poezii. Ți-au plăcut? Da. Spune-mi și mie câteva versuri. A fost odată ca în poveste, a fost ca niciodată, din rude mare împărătește o prea frumoasă fată. Și era una la părân și mândre toate cele, cum e fecioara între frâni și mână între stele. De la eveniment nu putea lipsi tocmai Eminescu, interpretat de actorul și regizorul Remus Iordache. Ce crezi că ar fi spus Mihai Eminescu dacă ar fi trăit acum, în clipele astea? Nu știu dacă ați filmat, ar fi spus exact ceea ce am și spus în această deschidere a Zilei Culturii Naționale, ziua Eminescu. Se împlinesc 166, dacă fac bine calculul, de la nașterea marelui poet. Cred că ar fi spus ultimele versuri din scrisoarea a treia, permis să le recit din nou: cum nu vii tu țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei, să-i împarți în două cete, în smintiți și nimișei, și în două temniți large, cu deasilea să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Asta ca să spun că, înainte de a fi un mare poet, a fost și un mare publicist, un mare gazetar, a scris la ziarul Timpul și acolo sunt niște articole care sunt de o actualitate feroce, să spun. Este poate anticipat ceea ce se întâmplă în România noastră la peste un veac. Eminescu a luat-o apoi pe Veronica Micle și împreună cu prietenii au pornit într-o promenadă în calești urmați de admiratori prin centrul Slatinei. Ziua Culturii Naționale s-a încheiat cu un moment de venerație la statuia Luceafărului de pe bulevardul Nicolae Titulescu.